Bună seara! Bun găsit! Seara. În primul rând, cum a fost la debut la FCSB? A fost intens, a fost un match destul de greu, pe un teren și acesta destul de greu. Nu cred că eram eu obișnuit sau era greu să joci pe el, să faci multe, să încerci, dar nu știu dacă să zic din fericire sau din supărare, a ieșit doar un egal. Ne doream victoria și am dat totul ca să câștigăm, dar din păcate în minutele finale ne-am ales cu un egal. Ai deci fost sacrificat la pauză pentru că Mihai Popescu primise cartonașul roșu, bănuiesc că ai vrut să joci tot meciul. Cum ai trăit repriza a doua? Cu pe siguranță pe bancă mi-am dorit ca colegii mei să apere rezultatul, dacă puteau și să înscriem încă un gol ca să fim mai liniștiți, dar am fost cu toții cu suflul la gură pe bancă, deci ne-am dorit toți această victorie. Cu siguranță schimbarea a fost o schimbare în fapta echipei, să zicem, pentru echipă și se știe și trebuie să știm cu toți că a ajutat echipa. Spune-ne tu, cum ai câteva zile deja la FCSB, cum te simți, cum te-ai integrat și dacă simți că puteți fi din nou acolo sus? Da, cu siguranță avem o echipă foarte bună, jucători foarte valoroși care pot să schimbe în faptele meciului în fiecare minut. Deci mai sunt multe meciuri, e prea devreme să vorbim de campionat, de primele locuri și cu siguranță eu știu că ajungem acolo și vom fi în primele. Ești convins că da, practic trec etapele? Sunt foarte convins și zic cu inima că o să câștigăm campionatul. Ce obiectiv ți-ai trasat tu personal când ai ajuns la FCSB? Eu, obiectivul meu să înscriu cât mai mult, să ajut echipa cât mai mult în primul rând și să fie cel mai bine pentru echipă. Dacă este bine pentru echipă, o să fie și pentru mine. Deci asta e important. Acum vine un meci în grupele pe Europa League. Bănuiesc că abia așteptați cu toții, nu? Da, cu siguranță tot clubul așteaptă aceste meciuri. O să ne pregătim deja de mâine să jucăm acest meci. Fiecare detaliu este important și o să ne pregătim la maxim. Tu te-ai pregătit și psihic pentru FCSB, pentru că mulți jucători au ajuns, dar nu au fost poate pregătiți psihic în anumite momente. Da, și cu siguranță. Am semnat și pentru asta, deci suntem pregătiți pentru orice. Mulțumim.